Salutare, dragilor, din nou din Dubai. Salutare, dragă familie, și bun venit la un nou vlog. Noi suntem încă în Dubai. Azi vom pleca, vom merge către aeroport și ne-am gândit să vă spunem, din păcate, da, și ne-am gândit să facem un rezumat al Dubaiului, să vă dăm toate informațiile de care aveți nevoie pentru o vacanță liniștită, să spunem așa, în Dubai, pentru că noi nu am găsit lucrurile astea toate într-un loc. A trebuit să căutăm pe 15.000 de site-uri și să vedem 15.000 de vloguri și de clipuri și să citim 15.000 de grupuri de Facebook ca să aflăm informațiile de care avem nevoie, de care am avut nevoie aici în Dubai, iar multe dintre ele nu s-au dovedit a fi reale. Așa că vlogul ăsta va fi despre mit și realitate, cu noi povestim vouă ce se întâmplă aici în drum spre casă. Ce ar trebui să mai punctăm este faptul că toate aceste lucruri mi s-au întâmplat nouă. Este posibil să vi se întâmple vouă ușor diferit, așa că e bine să aveți tot timpul informațiile luate cât mai up-to-date, cât mai recente. O să începem cu prima problemă, să spunem așa, între ghilimele. Am citit pe site-ul Fly Dubai și pe site-ul Maie că îți trebuie un test PCR făcut în România înainte să vin în Dubai, făcut în România la clinici acreditate de către Emirate, de către compania aeriană și către Emiratele Arabe Unite. Nu s-a întâmplat chestia asta, eu am verificat, noi am făcut la cel mai ieftin, cea mai ieftină clinică pe care am găsit-o noi și mai în zona noastră, testul PCR, am plătit 165 de lei, apropo, dacă vă întrebați cât am plătit, iar singurul loc, un test, iar singurul loc unde ni s-a cerut testul PCR a fost la embarcare, atunci când la embarcare, când am făcut check-in-ul pe aeroportul din Otopeni, ne-a cerut doamna hârtia printată cu testul PCR, s-a uitat la ea și atât, nu s-a uitat unde am făcut-o, doar să fie negativ și atât, ne-a dat boarding pass-urile și cam atât. Da. Mai departe, în altă parte, nu mi s-a cerut testul respectiv. Testul PCR făcut în România. Da. Singurul loc a fost când am făcut check-in-ul la aeroport. Eu m-am notat aici ce trebuie să vă spun. Bun. Deci, mit vie realitate, ăsta a fost un mit pentru noi. Testul este obligatoriu, nu vă puteți îmbarca fără el, clar. Însă singurul loc în care se va cere va fi în momentul în care faceți check-in-ul la aeroport. Următorul aspect pe lista noastră, că am luat-o cronologic, a fost testarea PCR pe aeroport în Dubai. Toată lumea, în momentul ăsta când noi filmăm vlogul ăsta, vine în Dubai, este testată PCR de către autoritățile de aici, pe cheltuiala autorităților, deci nu-ți mai plătește PCR, însă obligatoriu când cobori în avion, până să ajungi la verificarea pașapoartelor, se face testul PCR, iar legenda, site-urile autorităților spun că vei primi rezultatul prin SMS în 3-4 ore de la de când ți-au luat probele. Nu s-a întâmplat asta, n-am primit nici eu, nici Simina SMS. Le-am verificat noi, am citit, știam chestia asta, că se pot verifica pe pașaport, îți aplică un cod QR și se pot verifica citind codul la QR. Da, te redirectează într-o 2-3 ore maxim am primit rezultatele. Acum probabil că diferă de la numărul de persoane testate care vin pe aeroportul respectiv, dar rezultatele au venit foarte repede, nu am primit SMS-ul, ne-am citit codul QR de pe sticker-ul de pe pașaport și așa am aflat că sunt negativ. Apropo, atunci când ajungi pe aeroportul din Dubai, după ce faci testul PCR și mergi la controlul pașaportului, în pașaport, după ce se verifică pașaportul, în pașaport se pune o cartelă SIM. O șpagă. O cartelă SIM gratuită cu 1 GB de internet, valabil 24 de ore. Dacă nu-l folosești, expiră. Exact. După care îți poți încărca cartela, însă o să ajungem și acolo la cartela SIM, o să ajungem și acolo. Deci, nu stați în baza SMS-ului pe care o să-l primiți, pentru că nu o să-l primiți. Noi nu am primit niciun dintre noi și am auzit foarte multe persoane, am citit pe grupul că nu l-au primit. Deci îți verifici tu singur citind QR-ul respectiv. Încă o chestie, nu spune nimeni, vezi că trebuie să stai 3-4 zile în QR-ul, vezi că trebuie să treci la hotel. Nu. Deci îți dă pașaportul și liber. Pe site-ul mai scrie că trebuie să te duci la cazare, să stai acolo, să așa să primești SMS-ul. De la aeroport nu s-a spus lucrul acesta, dar noi până să ajungem în oraș, practic, am și verificat, am văzut rezultatul și, bineînțeles, ne-am dus direct în mall să bem o cafea. Trebuie să mai știți că testul PCR, ăsta pe care ți-l fac autoritățile de aici, îți va fi solicitat la cazare. Atunci când te cazezi prima oară, în prima zi, îți vor cere cei de la cazare dovada testului PCR. Pe care îl puteți descărca pe telefon, evident, și să-l arătați atunci când vă cazați. Încă o chestie pe care noi am citit-o și s-a dovedit a fi un mit, nu este real,
Înainte să vii în Dubai, trebuie să completezi conform site-urilor MEA, MAI, Ministerul Afacerilor Externe Român și Ministerul Afacerilor Externe Emiratez. Trebuie să completezi un PLF, Passenger Locator Form, un formular unde dai mai multe date, serie de pașaport, spui unde stai, cât stai, bla bla bla. L-am completat, nu ni l-a cerut nimeni niciodată. Noi am stat aici 12 zile, să ne înțelegem. Nu ni l-a cerut nimeni nicăieri, niciodată. Am și schimbat vreo 4 cazări, 5, deci nu ni l-a cerut niciodată nimeni, nu i-a interesat deja sosire niciodată. Însă, fiind vorba de un minut din viața voastră, poate că este totuși mai sigur poate să faceți. Poate din orice ele, cu toate că eu nu cred. Fie. Nu cred că se va întâmpla. Următoarea chestie pe care trebuie să o știți este că suntem în metro. Jijico, o stație de metro. Ok, suntem în drum spre aeroport, suntem în metro și vreau să vă spunem că circulă metro wow aici la oamenii ăștia. Poți ajunge cu metro chiar de la aeroport la Expo dacă vrei să ajungi direct la Expo. Ai tren, ai metro direct, trebuie să-ți cumperi un card nou pe care îl poți, așa se numește cardul, pe care îl poți cumpăra din aeroport, exact după ce ieși de la controlul pașapoartelor, costă 25 de dirham și are credit pe el 19 dirham, adică practic 6 costă plasticul. Îl poți încărca după aia, cât ai nevoie, o călătorie costă minim 3 dirham și maxim 7,50. Îți calculează în funcție de distanța pe care ai parcurs-o și îți ia, dai cu cardul atunci când intri, când ieși, dai iar cu cardul și nouul ăsta de care vorbeam și îți ia de acolo din credit cum ar veni. Ce mai mult asta? Stați așa, stai. O altă variantă de transport aici în Dubai și în Abu Dhabi este Karim, este o aplicație de ride sharing, cum e Uber-ul și Bolt-ul la noi. Doar că aici, în aplicația asta, sunt și persoanele particulare care fac ride sharing, cum ar veni, și taxiurile. Sunt, cum ar veni, toate cumulate în aplicația asta. Ce mai era? Ce vreau să vă spun? Puteți să vă comandați și mâncare, tot de pe Karim vin băieții cu scuturile și vă aduc de mâncare, iar pe aplicația, în aplicația Karim vezi toate tarifele, cum ar veni de la mașinile pe care vrei să le comanzi și uneori taxiul este mai ieftin decât Uber-ul, să spunem așa. Deci, bun și Karim-ul. O las pe Simina să vă spună mai departe următorul punct ce trebuie luat în seamă atunci când veniți în Dubai. The next station is Airport Terminal 3. Mit despre care voiam să vă povestim astăzi este cel legat de îmbrăcămintea femeilor. Știți foarte bine, aici fiind o țară musulmană, sunt anumite reguli care trebuie respectate. Este decent, în limita decenței, bineînțeles. Trebuie să vă acoperiți zonele private, evident, cât mai mult, în sensul că nu umblați în costume de baie prin oraș, aveți voi în costum de baie doar pe plajă. Puteți să vă îmbrăcați în pantaloni scurți, în rochițe, dar să nu fie totuși exagerat de scurte. Asta în Dubai. În Abu Dhabi am profitat puțin, bineînțeles, și mi-am cumpărat o rochiță pe care am acum pe mine, pentru că acolo, într-adevăr, părea a fi un pic mai restrictiv și nu am văzut femei care să aibă cel mult tricou. Să ne înțelegeți, nu ne-a zis nimeni nimic. Adică nu mi s-a atras atenția niciodată, dar văzând în jurul meu că toate femeile sunt cât de cât acoperite, am considerat că este respectuos în primul rând față de ei Iar în Dubai contează foarte mult zona unde ești. Adică dacă mergi în Dubai Marina, acolo e mai lumea mai europenizată, să spunem așa, și poți să te îmbraci mai fetrespe. Am văzut și un pic mai exagerat. Nu pot să spun că sunt de acord. Totuși suntem în țara lor și este normal să îi respectăm, indiferent și care sunt limitele impuse. Și dacă tot ai venit aici și nu ai haine, de ce să nu faci shopping? La cel mai mare mall din lume. Bineînțeles, Dubai Mall. Te urci în metrou, v-am povestit cu metrou și te lasă direct la Dubai Mall. Ieși din metrou și intri în mall. Mall-ul ăsta e atât de mare încât are o aplicație care te duce din punctul A în punctul B. Deci, să te ajute să nu te pierzi totuși. Căutați pe Google Play aplicația Mall Dubai și acolo găsești toate magazinele, spui, te localizează unde ești, îi spui unde vrei să mergi și el te duce, te îndrumă
Să ajungi acolo unde trebuie, internetul este gratuit în tot Dubai Mall-ul și în zona adiacentă, de jur împrejur. Deci, niciun fel de problemă. Și dacă tot am vorbit despre aplicația Dubai Mall, o să vorbim despre aplicații care, despre care am citit și care s-au dovedit a fi ok și folositoare, și aplicații despre care am citit că trebuie să le ai și nu ne-au trebuit, nu au folosit la nimic. Ia uitați-vă câte aplicații am aici. Pe toate le-am instalat, că am citit că îmi sunt necesare. Și acum o să luăm la rând. Prima aplicație, Ica UE, asta de aici, pardon, prima de aici, este pentru PLF-ul despre care vorbeam mai devreme, Passenger Locator Form. Nu ne-a cerut-o nimeni niciodată, ever and ever. A doua, Alhost, aplicația asta, spun ei că acolo te înregistrezi cu testul PCR pe care ți-l fac ei în Dubai și cu certificatul tău de vaccinare și că pe asta o prezinți atunci când intri prin mall-uri și prin, mă rog, alte chestii unde, în Abu Dhabi în special, de exemplu, unde îți cer aplicația asta. La fel, nu ne-a cerut-o nimeni niciodată, că s-a lăsat aici 12 zile, nu ne-a întrebat nimeni de ea. A treia aplicație este cea de care vă spuneam mai devreme, Dubai Mall, cea care te îndrumă către cumpărături, către shopping. A, uite, mi-a dat și un update. Vrei să ne întoarcem înapoi, că mi-a dat Dubai Mall aplicația update. Da, da, da. Ne întoarcem la shopping. Așa. Stai să închid pe asta. Ce aplicație mai am aici? Bun. Mai am Karim, despre care vă spuneam, care este tot o aplicație de rideshare din și de Uber. O să o deschid ca să vă arăt. Ia uitați-vă aici. Deci chem mașină, chem taxi, ordă, comanzi mâncare, cumpărături, inclusiv cumpărăturile poți să le luci acasă, bicicletă poți să închiriezi cu această aplicație. E foarte, foarte utilă și eu vă recomand să o încărcați. Noi am zis că nu o să folosim Uber și nu o să avem nevoie de taxi cât stăm aici, însă a trebuit să folosim și taxiul și a fost foarte ok. Deci Karim este foarte ok. Uneori, de fapt, cred că de cele mai multe ori a fost mai ieftin să luăm un taxi de la aplicație să dăm de pe Uber. Așa. S-Hail este o aplicație de transport, nu este cea oficială a lor. E o aplicație de transport. La fel, vezi traseele autobuzelor și metroului. Aplicația de transport, imediat vă arăt, oficială, este RTA Dubai. O să vedeți scris RTA Dubai pe toate chestiile astea, la metrou, la autobuze, la tramvaie. Aici poți să-ți faci și traseul de unde până unde vrei să mergi. Îți arată și cât, dacă ți înregistrezi cardul nou, cel pe care îți pui credit, îți arată și cât bani mai ai pe card. Poți să-și încarci electronic cardul respectiv. E foarte ok. Deci RTA asta trebuie să o aveți. Așa. COVID DXB Smart. Am citit despre aplicația asta de aici, asta cu verde, că te pune să o ai, să ți-o instalezi pe aeroportul din Dubai. Când ajungi în Dubai, te pune să-ți instalezi aplicația asta, pentru că pe ea primești codul QR și rezultatul testului PCR de aici în Dubai. Nu ne-a spus nimeni nimic, nu ne-a pus nimeni să instalăm nicio aplicație. Da. Borul nostru către casă. Oamenii au început să plece. O să mă grăbesc cu aplicațiile. Deci nici pe asta nu ne-a pus nimeni să o aplicăm. O să o instalăm. Expo Dubai 2020. Foarte utilă. Dacă mergeți la Expo Dubai, zona este imensă. E foarte, foarte mare. Avem vlog filmat acolo, uitați-vă la el. Expo Dubai, la fel, te ajută să te deplasezi, să mergi la un pavilion la altul. În perimetrul unde se desfășoară expoziția asta internațională, la fel, internet gratuit. Iar ultimul este Atlantis Dubai, este parcul de distracții la care noi am fost ieri și pentru care avem și vlog. La fel, mă gândesc eu, nu este folositoare, nu mi-a folosit la nimic, n-am folosit-o. Deci, din toate aplicațiile astea, așa, rezumat, din toate aplicațiile astea, noi am folosit Dubai Mall, Karim, RTA Dubai și Expo 2020. Atât din toate astea pe care am citit că trebuie să le instalăm, neapărat că ne trebuie să. Acum, da, faceți cum credeți. Ce este lift? Please stand clear. Iar dacă faceți cumpărături de mai mult de 250 la o factură, o chitanță, mai mult de 250 de dirham, aici în aeroport, vă puteți lua TVA-ul înapoi 5%. Păstrați bonul și le cereți cerul de la magazin să vă pună să vă dea un sticker de la și aici vă luați banii înapoi 5%. Bun, bine de știut. Hi.
Haideți să vorbim puțin despre testul PCR, despre care, iată, mare tam-tam. Nu, personal, nu ni s-a cerut. Nicăieri în Dubai am intrat peste tot, pur și simplu, am deschis ușa și am intrat. Cu o singură excepție. Cu o singură excepție, în schimb, în Abu Dhabi, peste tot a trebuit să prezentăm test PCR sau certificat verde. Ne l-au cerut și în loc, au fost locurile, ne-au cerut și. Iar excepția din Dubai a fost la Expo 2020. Ne-am descurcat foarte bine și fără cash. Cred că o singură dată am avut nevoie de bani cash pentru a plăti o excursie, pentru că, mă rog, a fost situația de așa natură. În schimb, te descurci cu cardurile. Peste tot poți să plătești fără nicio problemă. Orice card din România, noi am folosit și de la banca ING, am folosit și de la Revolut, am scos bani fără nicio problemă atunci când a fost nevoie. Deci stați fără grijă, nu este nevoie de cash. Sunt anumite, referitor la Revolut, sunt anumite bănci care percep o taxă atunci când vei să retragi de pe Revolut. Mă refer la Revolut. E, nu știu, o bancă ceva islamic, nu știu cum, un bancomat care mi-a cerut taxă. Da, ideea este că dacă vi se cere taxă, puteți pur și simplu să anulați tranzacția. Și mergeți la altă bancă. Nu aveți nevoie urgentă de bani și mergeți la o altă bancă să scoateți. 26 de lei îmi cerea taxă la banca asta islamică, nu știu cum, 26 de dirham e taxă. Cam mult. Și am mers la 10 metri mai încolo, alt bancomat de la altă bancă, am scos fără să plătesc nicio taxă. Da, ceva. NB something. What? Dubai overall este evident ceva mai scump decât România, să vă așteptați la prețuri un pic mai mari. În supermarket veți găsi, depinde de locația supermarketului, dar în principiu veți găsi prețuri mai decente, evident. Și supermarketul, cât e mai în buricul târgului, cu atât e mai scump. Același supermarket, adică un Carrefour de la periferie, nu se vor compara prețurile Carrefourului de la periferie cu prețurile Carrefourului din buricul târgului, exact, la Marina Dubai Mare. Același lucru se aplică și pentru mâncarea din restaurante. Cât mergeți mai la periferie, gen de Ira, veți găsi mâncare mai ieftină. În schimb, dacă vă plimbați pe la Marina Dubai, o să vă cam doară puțin buzunarele. Vorbeam mai devreme și de îmbrăcămintea pentru femei și nu numai. Pe plajă, costumul de baie este acceptat și am observat pe plajă orice tip de costum de baie, și mai brazilian și mai de bunica, n-a fost nicio problemă. Și inclusiv costume de baie stil pijama, adică le-am văzut pe doamnele de aici locale, să spun așa, bășinașe, în costume pijamale, cu totul. Deci nu vă faceți grijă, atât timp cât sunteți pe o plajă, chiar și pe cele publice, orice costum de baie este acceptat. Nu aveți voie topless, în schimb, deci țineți-vă ambele piese pe voi. O altă problemă pe care am avut-o noi, este un pic așa mai drăgăstoși unul cu celălalt de regulă și trebuie să aveți grijă cu gesturile tandre în public. Iar când spun gesturi tandre, mă refer și la îmbrățișări mai lungi, poate, și la săruturile franțuzești pe care ar trebui să le evitați, evident, în locurile publice. Noi am fost un pic stresați la început și chiar dacă puneam mâna să ne ținem de mână, săream ca arci când ne gândeam că se uită lumea urât și că facea, nu, deci nu exagerat. Pentru că am citit că nici ținutul de mână nu este permis. Însă este un mit. Este doar un mit. Trebuie pur și simplu să fiți decenți în ceea ce privește orice tip de atingere. Un ținut de mână, un sărut pe obraz este în regulă, dar limitați-vă la atât. Orice altceva, acasă. Și dacă veni vorba de acasă, iată, ne ajungi și acasă. Suntem pe aeroportul, pilotul. Exact, eu am plecat. Vreau să mai facem o mențiune înainte să încheiem vlogul. Noi excursia safari pe care l-am luat și l-ați văzut în vlogurile trecute, l-am luat de pe TripAdvisor, deci este o chestie foarte bună, nu e mit, este realitate. TripAdvisor te ajută atunci când nu vrei să iei excursii de pe stradă, nu te temi să plătești prea mult. Intri și pe să TripAdvisor, nu știi la ce să te aștepți. Exact. Intri pe TripAdvisor și cauți acolo excursia pe care o vrei. Sunt 15.000 de firme care oferă excursii, au recenzii de la cei care au fost cu ei în excursie, deci e mult mai ok așa, din punctul nostru de vedere. Ca și concluzie generală, Dubaiul, așa cum a spus Simina mai devreme, este scump, însă se poate merge în Dubai, dacă îți dorești cu adevărat, și mai ieftin. Îți alegi o cazare mai modestă, mai mănânci până de Ira. Depinde 100% de voi ce buget aveți și cum vreți să vă cheltuiți bănuții mai departe. Exact. Eh,
Stimată și dragă familie, acestea fiind spuse, ne încheiem vlogul aici. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul nostru de YouTube, trebuie să o faci pentru că e gratis și e mișto și acum faci parte din familia noastră. Nu uita să dai și un like acestui videoclip dacă ți-a plăcut. Iar pe noi, nu uita că ne găsești și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, iar pe Instagram, Fabrica de Amintiri, underline Insta. Poți să intri să dai un like paginilor și să fii la curent cu toate locațiile prin care ajungem mult mai repede decât aici pe YouTube. Până data viitoare, salutare! Salutare!